întâlnire cu poveștile lui Pilu, mă joc. Am devenit un bun sportiv, îmbrăcat perfect pentru... Cum o fi corect? Tenis de masă? Ping-pong? N-am de unde să știu. Așa că astăzi am adus un campion la poveștile lui Pilu. Dați-mi voie să-i spun la bună întâlnire lui Adrian cu Jean. La bună întâlnire cu poveștile lui Pilu. Nu știu dacă a fost corectă mișcarea. Da, a fost bună pentru un început. Fiecare început este mai greu. Perfect. Cam asta e. Cam asta. De aici se începe. De aici se începe. Tenisul de masă. Tenisul de masă pentru tine a început la câți ani? Am început tenis de masă la vârsta de 6 ani, aici la Bistrița. Fiind vorba între noi, Bistrița egal tenis de masă. Da. Rămâne centru puternic pentru campioni. Da, Bistrița este centru de tenis de masă din România, un mare club. După mine, mulți campioni au reușit din Bistrița să facă mari rezultate și aici, în țară și în străinătate. Adrian, mă bucur, văd o sală plină de copii, sunt campionatele naționale de tenis de masă, parcă sunt 14 ani, sunt 14 ani. E o bucurie să vezi copiii veniți spre sport, indiferent de disciplina. Dar în povestea de astăzi e specială, pentru că tu ai fost jucătorul de tenis de masă ce a adus României o medalie la campionatul european după aproape o jumătate de secol. Da. Poate da. E cea mai frumoasă amintire din, din această disciplină pentru tine. Da. Adu-ne puțin acolo, medalia aceea de bronz. Da, a fost o medalie pe care am așteptat-o de foarte mult timp. De două ori înainte am ratat-o de puțin, am luat locul 5. La două ediții înainte să iau această medalie. La europenele din Danemarca, din Aarhus, unde am pierdut acea medalie la belarusul Vladimir Samsonov numai la două puncte după ce am condus foarte mult în ultimul set. Atunci m-am supărat foarte tare și am zis că trebuie să continui, că până la urmă să câștig medalia. Aceasta a venit. Câți ani ai avut la decepție de atunci? Atunci am avut 25 de ani. Și... pentru jucător de tenis e maturitatea de plină la 25-27 de ani? Eu zic că cei mai buni ani sunt după 25 de ani. După 25 de ani, dar foarte multe rezultate pe care jucătorii europeni le-au făcut, au fost și după 30 de ani. Campionul mondial Schlager, Werner, care este ultimul campion mondial european la vârsta de 32 de ani. Jorgen Persson s-a calificat în semifinala Olimpiadă la 40 de ani. Sau Bjarne Wallner a jucat la 38 de ani finală de Olimpiadă. Deci, pentru europeni, eu zic că după 25 de ani se realizează explozia. Dar și după 30 de ani, eu zic că se pot face încă rezultate. Păi, ajungem. Acum ești un sportiv de poveste, pentru că tu ai la activ până acum 4 ediții a Jocurilor Olimpice. La cea mai recentă ediție, la Londra, locul 5, unde tenisul de masă masculin românesc nici cu degetul n-a îndrăznit să meargă, nu? Da, a fost extraordinar la Olimpiadă. Totdeauna la Olimpiadă a fost un moment pentru mine special și atunci când m-am calificat la prima Olimpiadă, mi-aduc aminte la Sevilla, când au fost 3 locuri încă pentru Jocurile Olimpice. Pentru Jocurile Olimpice și am reușit să fiu între primii 3 acolo. M-am bucurat enorm la vârsta de 20 de ani să particip la prima Olimpiadă. La ultima, de la Londra, am avut cea mai mare satisfacție, unde am reușit să-l înving pe Timo Boll, care este favoritul Europei pentru medalii olimpice. Am reușit să-l înving la Londra. A fost un moment special pentru mine și am avut una dintre cele mai mari bucurii ce le-am avut în carieră. Lasă că poate masa de tenis îți va fi mai prielnică dincolo de ocean, în Brazilia. Și de ce să nu îndrăznești o strălucire a unei medalii? Nu contează cât de tare strălucește. Da. Doar să fie pe podium, dacă se cântă și imnul, e bine primit. Da, sper din toată inima să mă calific la 5-a Olimpiadă. La Rio am o amintire extraordinară, unde am reușit să câștig Open-ul Braziliei în urmă cu ceva timp. Și m-am simțit totdeauna bine în Brazilia, am fost de două ori, odată am reușit să câștig. Altă dată am pierdut în optimile de finală, dar am jucat iarăși foarte bine, deci mă simt foarte bine în Brazilia. Și sper prima dată să mă calific la Olimpiadă.
Iar după aceea sper să fac un rezultat cât mai bun. Și noi să venim la aeroport să te întâmpinăm. Înseamnă că acolo e medalia. Ai vorbit de-a lungul poveștii, am câștigat. Dincolo de ecran, și nu vorbesc de copii de aici, dincolo de ecran, sunt copii ce nu știu ce înseamnă ping-pong. Dă-mi o definiție acestei, discipline, ca ei să vină spre acest sport. Da, eu zic că ping-pong, noi spunem, eu îi spun tenis de masă. Ping-pong poate se înțelege a fi mai mult să bată spre amatori. Ping-pong, ce faci? Hai să mergem la un ping-pong. Noi, profesioniștii, spunem tenis de masă. Eu zic că este un sport minunat și pentru copii. Te învață la o disciplină, este și un sport mental. Trebuie să te gândești cum merge mingea de tenis, de ce merge mai mult în partea stângă, de ce poți să dai o minge care se cade lângă fileu. Trebuie să funcționeze, după mine, toate mecanismele. Trebuie să fii și fizic bine, și mental să fii bine. Și pentru un copil, eu zic că este un bun început să înceapă să meargă la tenis de masă, să vină aici. Sunt și satisfacții extraordinare. Evident, să ajungă. Și oferă, dar și cere, că nu oriz. Dar nu merge fără disciplină și sacrificiu. Ai vorbit de traiectorii și de merge mingea, vine bucata asta de celuloid. Cum e cu top spin-ul ăsta? Că mă tot e la televizor și nu-l înțeleg. Da, top spin-ul este, dacă putem să facem o paralelă între tenis de câmp și tenis de masă, de exemplu, Rafael Nadal, cum toată lumea bine știe, el dă un top spin cu foarte, foarte multe rotații. Mingea se învârte de foarte, foarte multe ori, iar aceasta este foarte greu de returnat pentru tenis de câmp. La tenis de masă este cam același lucru. Cine poate să imprime cât mai multe rotații, cu atât mai bine pentru el și mai greu pentru adversar. Culci paleta pe rotația, se dai de aici și mingea se învârte și are un efect. E ca o tangentă. Deci contra, dai drept în minge, da? Iar top spin-ul vii de jos. Și mișcare de jos. Da. Top spin-ul a fost inventat de asiatici? Nu, top spin-ul a fost inventat, din câte știu eu sigur, de Dorin Giurgiujucă din... Ați văzut ce aflați la povești? Da. De Dorin Giurgiujucă, care este din Cluj, un mare campion, Dumnezeu să-l ierte pentru că nu mai este printre noi. El a inventat lovitura de top spin în urmă cu mulți ani și ne mândrim cu treaba aceasta pentru că tot din România a plecat această lovitură care se pare este atât de eficientă în tenisul de masă. A plecat și în handbal efectul Maricel, aruncarea de la handbal. Revenind la jucătorii de tenis, ce jucători ți sunt antipatici? Cei de mână dreaptă, cei de mână stângă? Unde nu te simți tu bine? De regulă nu mă simt bine cu jucătorii care joacă extrem de rapid, care mă iau repede. Servesc foarte bine, în prima minge vreau să termine punctul. De regulă asiaticii sunt cei mai buni la partea aceasta. Ei sunt recunoscuți cu un serviciu extraordinar. De multe ori lumea nu înțelege la televizor poate de ce unul returnează mai sus sau de ce o bagă în plasă. Ei te iau repede, servesc bine, îți dau prima minge agresiv, repede, cu ei am mai multe probleme. În general îmi convine stilul european, care este puțin mai lent, lumea intră în schimburi. N-ai nici un jucător din Europa ca tu să nu fii învins. Toți au fost învins de tine, dar partea din Est, ei l-au inventat, așa că îl acceptăm ca tare. Dar fiind la poveștile lui Pilu, o poveste așa frumoasă din călătoriile tale, ce s-a întâmplat, eu știu, să se crape paleta, să râd arbitru, să... O poveste așa mai... Nu prea am avut așa, să zic, o poveste, să zic, extraordinară. Am avut foarte multe povești, unele extraordinare, cu un final foarte... un final frumos, cum ar fi și la Rio de Janeiro, cum a fost, când am câștigat Open-ul Braziliei. M-am simțit extraordinar acolo să fiu pe plajă, am avut hotelul exact la Copacabana, am avut o imagine splendidă din camera mea de hotel, m-am simțit incredibil. După aceea am reușit să câștig, a fost incredibil. Mă uitam așa din camera mea de hotel, așa, în plaja de pe Copacabana.
partea cea mai frumoasă ce am avut în Brazilia a fost că am visat cu o seară înainte de semifinală și de finală, am visat-o pe Maica Domnului cum coboară așa spre mine și m-am simțit așa extraordinar. Și după aceea, a doua zi, am reușit să câștig Open-ul Brazilei. A fost pentru mine, cred că, cea mai mare întâmplare. O poveste minunată. Eu îți mulțumesc. Suntem în sala de tenis de masă. Cred că este unica sală dedicată tenisului de masă. Gheorghe Bosga, regretatul antrenor. Da, este o sală minunată aici, la Bistrița. Toată lumea îl regretăm pe domnul Bosga, care el a început, a pus temeliile aici. A avut fler, că aici este materie primă pentru acest sport. Da, a fost un om minunat și îl regretăm. El a început cu Călin Creangă, după aceea Mihaela Ștef, mare campioană, după aceea Bernadette Soci. Eu sper că nu seamănă capăt de linie Rio pentru Adrian Crișan. Eu sper din toată inima să continui. Perfect, vreau să mai vii la pământ. Adrian, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. Îți iau serviciu, deci am început top spin, da? Cam asta pleacă. Dragilor, eu ce să vă spun? Ați fost la poveștile lui Pilu, un mare campion. Să vedem ce va face la Rio. Fiți siguri, merită, indiferent ce și cum, îl așteptăm la aeroport. Până la o nouă poveste, hai, am plecat!